Răzvan Manole Cernăianu are 20 de ani și este student la informatică. Anchetatorii au informații că tânărul ar fi lansat atacuri informatice și ar fi accesat servere guvernamentale. Datele confidențiale obținute au fost copiate și transferate în propriul sistem informatic. Mai mult, hackerul este acuzat că a postat datele pe un site la care putea avea acces oricine. Cu toate că abilitățile tânărului i-au uimit pe americani, profesorii lui spun că nu era un student eminent. Mi-a fost student, dar nu îl cunosc pentru că nu l-am văzut în timpul semestrului, cred că deloc. Dacă o fi fost la una din primele ore, dar după aceea nu l-am mai văzut în mod sigur. Activitatea lui didactică este foarte redusă și din ce cunosc eu, nu s-a implicat în ceea ce înseamnă ore de laborator și cu atât mai mult ore de curs. Nu de aceeași părere sunt colegii tânărului. Pasiunea pentru IT l-a determinat chestia asta. Eu am plăcut să fac toate chestiile astea și... Vezi că din mai multe încercări sau cum? Poate din mai multe încercări, mă, nu știu să vă zic exact, dar... Hackerul este acuzat că ar fi conceput un program cu ajutorul căruia a spart serverele NASA, iar apoi ar fi scos la vânzare aplicația pe blogul personal. Răzvan Manole Cernăianu nu este primul român acuzat de atacuri informatice asupra site-urilor unor instituții americane.